echipă care dacă îți marchează poate să facă mari probleme până la final. Aici e pericol, centrarea de pe partea dreaptă a lui Masiel. Penalti arată Sebastian Corțescu, a fost faultat Cisotti de portarul Zima care scăpase mingea. Așa am avut senzația cel puțin că arată punctul de la 11 metri. Încă o dată centrarea lui Masiel. Nu-l vedem aici pe Colțescu. Mingea nu depășise linia porții. Cisotti pare că și-a agață singur piciorul de portar. Și acum Colțescu cred că va fi chemat la marginea terenului. El a mai fost chemat la o fază dubioasă chiar în prima etapă, când a anulat, spune, cea mai mare parte a presei, a specialiștilor, greșit, nu și de Vasaras. Vasaras a spus că golul a fost anulat. Faptul că Sebastian Colțescu le dă explicații jucătorilor Petrolului mă face să cred că a dictat penaltii în cele din urmă și că dacă nu se întoarce decizia de la camera VAR, unde șeful este Cristina Mariana Trandafir, atunci va rămâne decizia de pe teren. Au loc comunicări acum între arbitrul de centru și cei din camera VAR. Pare ușor să-i dea dreptate reluarea lui Sebastian Corțescu. A fost un contact între piciorul lui Zima și piciorul în săritură al lui Iuri Cisotti. Așteptăm confirmarea până la urmă. Da, probabil că o să mai avem câteva reluări. Nu sunt foarte convins de corectitudinea acestei decizii dacă rămâne până la capăt. Uriașul portar ceh Lucas Zima, 1,96 și 82 de kilograme. A rămas penalti, se pare. Da, Cisotti. Al doilea penalti pe care îl execută în această ediție de campionat. Cisotti trage și apără acolo, excelent Zima. Faza se încheie abia acum. Bucurie enormă, Hanca mai are un pic și explodează de entuziasm aici pe stadionul Ilie Oană. Zima foarte mare, portarul ceh reușește să îi apere penaltul lui Cisotti. S-a văzut aici că e dreptat Cisotti, putea să tragă din prima cu stângul pe reluare, dar a preferat să preia balonul. Și drept urmare vine Hanca și îl dă la o parte de la loc. Faptic. Hai să vedem dacă cineva a călcat în 16 metri. Ar fi ceva. Au trecut fix 15 minute până acum din această partidă. Să notăm că în chiar minutul 15 Cisotti a ratat un penalt. Sigur și poziția pe linia porții. Zima